scos public și pus în dezbatere, într-un fel sau altul. Dar ei, de fapt, n-au curaj să pună nimic în dezbatere, pentru că nouă ne trebuie aprobare de la Comisia Europeană, pentru că și legea asta a pensiilor trebuie să fie ea în concordanță cu PNRR-ul, Planul Național de Redresare și Reziliență. Adică ne redresăm prin reziliență, capacitatea unui corp de a reveni la forma inițială după o lovitură sau o deformare. Ideea este că facem tot felul de flit-flecuri de astea cu aprobări de pe la Comisia Europeană la niște măsuri pe care țara asta trebuie să le ia, să îndrepte niște lucruri care de-a lungul timpului s-au numit pur și simplu tâlhărie. Adică, oamenii ăștia care au muncit mulți ani și au contribuit la sistemul de stat, în momentul în care ies la binemeritata pensie pe care au visat-o până la urmă, oamenii ăștia ajung în mâna statului, un stat care nu are niciun fel de empatie și care are vreo 15 legi după care să calculeze o pensie și fiecare calculează, aici vorbesc de funcționari de la casa de pensii, după cum îi vine lui pe chelie. Ba mai mult decât atât, apar niște situații absolut penibile pentru stat în sine, ca să nu vorbesc pentru oamenii care se află în acea situație, și anume faptul că dacă duci același dosar, da, cu nume, prenume, perioadă lucrată, la două case de pensii diferite, una să zicem în Dobrogea și alta la Satul Mare, ca să cauți niște puncte îndepărtate, s-ar putea ca în baza legilor funcționarea să-ți calculeze două pensii diferite. Una mai mare și una mai mică. Adică cum le vine lor pe chelie. Și se anunță, dragilor, protest al pensionarilor. Băi, dar cine, mă? Se va mai lăsa impresionat de acest lucru. De fapt, se lasă cineva impresionat de ceea ce este numit generic realitatea înconjurătoare? Nu. Pentru că pe rețelele de socializare, în declarațiile pe care le facem, noi politicienii, ați prins-o pe asta, da? Vă spunem așa, noi știm, dragilor, că nu e chiar foarte bine, dar aveți puțintică răbdare că o să vă fie bine. Noi ne ocupăm să vă fie bine. Înțelegeți voi? Bine, dar trebuie să vorbim cu Comisia Europeană, cu Banca Mondială, cu Fondul Monetar Internațional, cu Asociația de Proprietari, cu Mama Omida. Noi trebuie să luăm aprobare de la toată lumea. De ce? Pentru că nu avem cojones. Căutați traducerea pe Google Translate, deși v-ați prins cu toți. O frățioare, atâta timp cât ați știu să cocoșați banii publici, de pe unde i-ați prins? Mă, nu ar fi bine totuși, măcar, să aplicați o lege care există, promulgată, publicată în Monitorul Oficial, și care lege nu este respectată ca multe altele din România? Adresez și eu cu respect o întrebare. Nu de alta, dar masa asta mare de votanți, adică să înțelege pensionarii, bătrânei, bunicii, seniorii, părinții noștri, dragii de ei, știți că ei sunt conștiincioși. Ei sunt primii care plătesc taxe și impozite. Ei sunt primii care merg la vot. Trebuie să vă dau o veste. Dacă până acum a mers în România cu mega emoția, mai acum nu mai merge. Și știți de ce nu mai merge? Pentru că ei, seniorii, părinții, bunicii noștri, au devenit și ei moderni. Au de-astea inteligente, pac, pe rețelele de socializare, paca-paca. Băi, și o bătaie acolo,
care cum să mi ți lămurească într-un mare fel. Și să vă mai spun ceva, ca să înțelegeți și celălalt aspect al problemei. Există un război în Orientul Mijlociu. Războiul acesta va avea consecințe grave din punct de vedere economic. Pentru Europa. Asta mă doare, că noi suntem în Europa. Aceste consecințe nu vor fi benefice, vor fi în rău. Și nu văd, din nefericire, pe nimeni care să construiască o strategie de atenuare a unui val de scumpiri care vine peste noi. Gândiți-vă doar atât, că sunt resurse naturale importante în Orientul Mijlociu și dacă se închide robinetul acolo pe fundalul frământărilor cu morți și răniți, nu prea avem de unde scoate cămașa. A, de unde? Din Rusia? A zis ceva de Rusia? Ce ne facem? E întrebare. Dar nimeni nu ne spune acum că toată lumea este ocupată să ne spună, domnule, dar oare Comisia Europeană zice ea ceva? Avem o emisiune grea astăzi. Să vorbim și despre droguri, despre drogați. Avem mărturii din fâșia Gaza unor români care cer să fie salvați. Avem lucruri pe care voi trebuie să le înțelegeți exact așa cum sunt. Pentru că nu mai are rost să mai cosmetizăm, da? A, că mai fac ăștia pe nebunii prin stânga, prin dreapta, e problema lor. Începe 100%. Bun, Dorina Barcare, expert în salarii și pensii cu noi. Bun găsit, doamnă! Vă salut, mulțumesc pentru prezență. Bogdan Ciucă, vicepreședinte PUSL cu noi. Bună ziua! Ziua! Marius Sepi, președinte executiv, Sindicatul Forța Legii. Bun găsit! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Bogdan Matei, senator PSD cu noi. Bun găsit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Băi, fiți atenți! Ce zice domnul Ciolacu, premierul României, care astăzi s-a dus să lanseze două mașini noi, ce ies pe poarta uzinei Ford din România. Bă, nu e rău. Și a fost întrebat omul de pensii. Și a zis cu cifră. Doamna Barcare o să ia foc. Dar o să vă explice imediat de ce. Îi zice domnul Ciolacu că pensiile cresc de la 1 ianuarie 2024 cu 13,5%, doamnă. Domnule, generos. 13,5%. Hai să-l ascultăm. Inechitățile se vor repara în noua lege a pensiilor. E cu totul altceva. Deci la 1 ianuarie toate pensiile se măresc cu 13,5, indicele de inflație. Asta e un lucru clar. Eu îmi doresc, și așa am convenit și cu Comisia, ca legea să fie promulgată la 1 ianuarie. Ca pe urmă, Ministerul să aibă câteva luni ca să o poată pregăti, să o pună în aplicare. Același viitor one-off, mai aveți de gând să-l abordați chiar dacă intră legea? Vom vedea după ce construim bugetul, cumva. Dar pleci de la o lege pe care trebuie să o respectăm. De la care lege, doamna Barcare? Care trebuie să o respectăm. Bă, dați văzut-o? Nu, tu aia cu pufuleți. Care pufuleți, doamna? Aia care, pufuleții pe care i-a cumpărat dânsuși. Probabil că de acolo ni se trage și procentul de 13,5, foarte justificat. Păi, dar nu l-au scos pe ăsta. Zice că e rata inflației. Rata inflației care numai 13,5. Dar care e calculată când? N-a spus data. Păi stai că n-am înțeles. Păi, dar cine înțeles? Eu mă întreb dacă dânsul înțelege ce spune. Pentru că noi suntem obligați să cumpărăm toate produsele la preț dublu, triplu, de când nu ni s-a mai mișcat pensia sub nicio formă. Și chiar dacă a crescut acolo cu un țârț la sută, mai mult a scăzut decât a crescut și acum, să fie aplicat un 13,5 cu atâta generozitate, păi ne apucă plânsul. Când facturile noastre sunt toate duble, triple și nu mai știm de unde să le plătim. Dacă au ajuns, sunt anumite medicamente care au o scumpiri de 20, 30, 50 de ori.
ce cumpăra omul cu 70 de lei, acum cumpără cu 1500. Să poate? Și vorbim de menținerea puterii de cumpărare, a cât sacrificiu să pui pe cârca amărâților ăstora care câștigă salariul minim pe economie, care e sub coșul minim, deci sunt plătiți cu sărăcie și impozitați pe sărăcie. Pe mine asta mă revoltă. Ce om, în ce țară, poate să se numească că e respectat de țara lui, când el muncind câștigă sub coșul minim? Nici măcar coșul minim nu-i rămâne în mână. Ce fel de guvern avem? Și iar un om care a muncit în țara lui 30, 40 și 50 de ani, sunt oameni, nu au coșul minim. Păi și ce mai pot să comentezi? Legea care este făcută e făcută mai mult să scadă decât să crească. Cea nouă. Păi bineînțeles, care nu se știe cum e făcută, că e într-un fel și în alt fel și o mai să fie și nu o să fie și o să vedem și o să ne mai gândim. Că eu mă întreb toți cei care au venit de la casele, de la Ministerul Muncii și care, toți miniștrii ăștia care s-au perindat, ce au zis, au verificat milioane de dosare. În bază de ce? Că e aceeași lege. Ce tot verific? Le-au informatizat, nu le-au verificat. Sunt informatizate, înțelegeți odată pentru totdeauna, dosarele cu șină trebuie să existe pentru că casa de pensie are pretenția să depui acte în original. Astea nu pot fi depuse în computer, în calculator. Nu, da. Se depun material într-o arhivă, iar din ele, atâta timp cât sunt calculate pensiile, au fost scoase datele, băgate în program, deci sunt digitalizate. Ce, Doamne iartă, m-au mai făcut? O procedură ca corectă, digitalizare. Să verifici. Să nu stai toată ziua să iei dosarele la mână, sunt cred deja, că e o procedură corectă. Nu, dacă vine noua lege și se introduce perioada de muncă în acord și alte elemente care n-au fost luate până acum în calcul, într-adevăr, abia atunci trebuie să pui mâna pe dosare. Dar până atunci nu știi dacă trebuie. Doamna, din punctul, vă rog. Da, Margan, știți foarte bine că a fost o vrăjală. S-au angajat 1000 și ceva de oameni ca să tergiverseze aplicarea legii existente, care trebuia efectiv, unu, aplicată, doi, corectată, dacă într-adevăr apăreau, să spunem, inechități, și trei, recalculată. Dar eu am atras atenția asupra unor inechități care au rămas bătute în cuie. Da, deci, inechitățile au creat și în legea inechitățile despre care vorbim. Eu v-am urmărit cu foarte mare atenție în foarte multe emisiuni și aveți perfectă dreptate. Pare rău. Vă încălzește asta, mergeți cu dreptatea la cumpărături. Da. Avem 4,2 milioane de pensionari cu pensie sub 3.000 de lei sau 3.000 egal, ceea ce e foarte puțin comparativ cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Și în vechea și în actuala lege pe care noi vorbim, în continuare sistemul de pensii publice a creat inechități și le știm foarte bine, da? Bun, degeaba spunem astăzi că trebuie să o aplicăm ad literam dacă ea în continuare menține aceleași inechități. Nu, creează și altele. Doamna, și creează și altele dacă vrem să ne referim și la inechități. Domnul senator, stați numai săriți așa cu pianul pe lume, da? Eu vă rog eu frumos așa. Avem o lege, doamnă, care zice că pensiile trebuie să fie mărite cu 40%, promulgată și votată? Nu mai e votată, suspendată, modificată și nu știm ce a rămas din ea. Așa că despre ce vorbiți? Bun, ce avem? Avem ce a zis domnul Ciolacu? Că se vor mări pensiile cu rata inflației, i-au dat lui 13,5%, da? Nu știu de unde băgată așa. Rata. Coșul minim, de sub, minim, atenție, de subzistență, da? Da. E 3136 de lei, 59. În 2023, conform... Cât? 3136 de lei. Vă spun eu că e peste 4.000. 4.000 și... 4.700. Eu vă spun ce au dat ăștia. Au dat degeaba. E 4.700. Ia. Bun, 4.700, da? Da. Asta e minim, da? Minim. Că să nu mori de foame, păi, nu? Păi, dar uitați-vă, dacă e așa, aici e zero, da? Aici vine salariu minim, aici vine coșul minim și aici vine salariu mediu. Zona asta, sărăcie. Da? Și se impozitează. Bun. Vi se pare normal? Să impozitezi sărăcia și să plătești, plătești cu sărăcie un om care muncește o lună de zile? Și știți de ce asta? Ce ați făcut cu legea asta salarizării? Că acum ați suspendat-o, că ați zis că nu o să mai discutați cu ea. Dar am citit-o, e super catastrofică. Legea salarizării, ați citit legea salarizării? Vai de mine ce au propus, nu-ți vine să crezi. Legea, și cu... draftul de lege de salarizare, dumneavoastră l-ați citit? De ce nu-l citesc? Ce am? Vă întreb, l-ați citit? De unde l-aveți? Aia e problemă. Că am avut, bineînțeles, că nu l-am avut de pe site. Explicați-mi și mie cam câte milioane de pensionari sunt sub suma asta cumulat, o soție sub 4.700. Da.
Sunt o, peste 75%. 75% din cât? Din 5 milioane aproape? Oameni care au muncit și au stagiu complet. Deci vreo 4 milioane de pensionari cu totul sunt sub, sub coșul minim. Da? De subsistență. Coșul minim de subsistență acum, înseamnă că atâta trebuie să mănânci ca să nu mori. Ca să nu mori. Mă rog, medicamente. Și să ai niște, așa. Dar eu vă spun altceva. Când sunt doi pensionari cu pensii mizerabile, anumite cheltuieli sunt în comun, că tot un frigider ai și unul și doi, tot un televizor și unul și doi, mă rog. Dar dacă rămâne unul singur, ce faci? Păi stai, ok, eu înțeleg, da? Bun, vă spun, toate produsele acum au sărit de 20-25, în unele cazuri sunt scumpiri și cu 100, 150%, 200%, da? Li se... anunță domnul 13,5 Ciolacu, premierul României, că domnule, actualizăm cu rata inflației. Cu rata inflației pe care au calculat-o când, domnul Matei? Rata inflației se calculează pe anul anterior. Pe anul anterior. 2000... Ultima cifră. Deci nu o calculăm pe inflația care... Așa este legea pe calcul. Așa e legea. Dacă intră noua lege în vigoare, dacă îmi permiteți, în 10 secunde. Da. Pe noua lege în vigoare, ce urmează a fi adoptată, se va calcula indicele de inflație pe anul ce se finalizează la 31 decembrie, iar mărirea cu rata inflației se face până la 30, până în luna martie, astfel încât să poți să te raportezi la indicele anului trecut, ceea ce din punctul meu de vedere este o abordare corectă. Mai echilibrată. Da, dacă legea ar fi fost aplicată. Dar atenție, au fost sincope 2 ani de zile, iar puterea de cumpărare în România la acest moment a scăzut cu 47%. Peste. 47% peste, la modul general. Deci sub suma aia sunt 75% din pensionarii din România. Da? Și nu sunt orice pensionari, adică sunt cei care au muncit complet. Mai pune și vreo 1.200.000 de angajați care muncesc de dimineață până seara aia, pentru mine, pe economie, mie, care muncesc ca să fie săraci. Păi eu mă gândesc la o familie de tineri cu salarii minime amândoi. Ce viață își construiesc tinerii ăia? Au speranța să-și facă... În primul rând că nu mai au siguranța locului de muncă, cum am avut o generația mea. Eu am avut siguranța locului de muncă, am avut siguranța evoluției salariale, nu m-am stresat cu chestia, mi-am văzut de meseria mea. Acum este o nesiguranță în sensul ăsta. Și tinerii noștri sunt stresați de, aoleo, îmi pierd serviciu, aoleo, unde mai găsesc un serviciu, ce mă fac, cum își pot face doi tineri o casă, cum să-și crească un copil, că ne gândim că rata natalității e scăzută. Păi cine, Doamne iartă, mă face doi copii? Nici nu se mai încadrează la creditare. Da, categoric. Adică, ca guvernanță ar trebui să se gândească în interesul național pentru așa ceva. Ori, hai să o luăm și altfel. Le plătim pe toate la nivel european și noi câștigăm la nivel european? Măcar la cel mai elegant, să zicem. În schimb, asigurăm profitul unor multinaționale din afară. Da. Gândiți-vă că plătim energie la nivel european, gaz la nivel european și astea vin în toate produsele la nivel european. Și eu sunt plătită la nivel... Am vorbit de profituri, atenție. Pe care le impozităm acum. Suntem o țară europeană, ok. Pe care le impozităm acum. Vă dau lista, au profituri zero. Astea mari toate declară, vă dau lista, am o listă întreagă cu profit zero. Eu revin și vă întreb. Au și pierderi, săraci. Care au pierderi. Aia e tragedia noastră. De asta s-a și modificat. Eu vreau din nou să vă întreb, pentru că nu mi-este foarte clar ce se întâmplă. Da? Și lămuriți-mă ca să înțeleg. Acești 13,5% anunțați de domnul premier Ciolacu. Mă fascinează. Da? Ce înseamnă? E plus... sau i-au luat de mult pe ăștia? De mult. Acum să vă spun. Inițial, în legea 263, că aici a fost o șmecherie, dacă vreți, au intervenit doi coeficienti, deci coeficientul de inflație și coeficientul de corecție, care trebuiau să meargă împreună. Dar pentru că acest coeficient nu a fost definit la ce dată să se aplice, 3 ani de zile n-a fost aplicat. Iar acest coeficient de corecție aplicat a creat o ruptură mare între cei pensionați înainte de legea 263 și cei pensionați după sau cei mai tineri pensionați vis-a-vis de ceilalți, pentru că și acest coeficient a avut o creștere. A fost mărit de la 1,2 la 1,4. Asta e vorba de mărirea dintre 2019 și 2020, dar au fost și celelalte măriri tot așa.
Însă ele se echilibrau prin acest coeficient de inflație care n-a existat. Și el crea un echilibru sau, mă rog, nu o diferență atât de mare. Dar dacă Marcari, am eu s-a mers sau s-au jucat cu drepturile. Ați lucrat în domeniu și cunoașteți foarte bine și să ne înțeleagă toată lumea. Pensia este răsplata unei munci făcute de un salariat din orice țară, corect? Este un contract cu statul. Un contract cu pensia statul. Este un contract, da? Unic cu statul, okay. Cel mai valoros, corect. În urma, cum să spun, contributivității și a impozitului. Ajungeam acolo, da? În momentul în care eu am avut un contract cu statul, 30-40 de ani, da? De aia pensia are regim special vis-a-vis de salariu. Ascultați, am avut o contributivitate, da? Și atunci statul trebuia să-mi calculeze cât are SEPI pensie, X lei. Acea pensie în fiecare an trebuia să-mi o indexeze, eventual. Vreți să mă dărâm tot? O secundă, să-mi spuneți la final dacă am greșit, da? Mi-o indexa cu inflație, cu demografie care apăreau, da? Și atunci aveam, de-a lungul anilor, atenție, aveam o lege a pensiilor, da? În așa fel încât era și predictibilă și sustenabilă și tot. Ideea este că ei au intrat în niște capcane. Cuiul PPL a fost atunci când cei de la PNL au venit cu legea specialilor. Domnul Valeriu Stoica, să nu uităm. Legea specialilor, după care este... au încercat să acopere prin tot felul de legi prostiile care le-au făcut. Pentru că dacă rămâneam pe contribuție... Știți, dumneavoastră, vă uitați numai la vârful icebergului, dar el e mult mai mare. Și începe din 92. Când guvernele României, în mod fraudulos, au decis, prin apus de putere, să elimine 5 fonduri sociale, de care n-aveau voie să se atingă. Okay. De care nu s-au atins regii, nu s-au atins comuniștii, okay. Dar s-au atins moderniști. Așa am pățit și la sănătate. Acele fonduri sociale, care erau fonduri de reinvestire, erau foarte mari, pentru că cel puțin cel de la UGSR și de la Calea Ferată erau de peste 200 de ani. Da. Ori să investești un leu 200 de ani și să-l reinvestești, ajungi la o sumă, dar acolo nu era doar un leu. Asta una. Mai mult decât atât, acele fonduri asigurau fără contributivitate 5 ani de plata pensiilor, fără contributivitate, și nu punea pe cei care sunt active acum să ne plătească nouă pensiile. Mai mult, era o moștenire pentru cei care munceau după noi, că rămâneau pensiile noastre neconsumate. Adică nu puteam să intrăm pe deficit. Olteanu are o vorbă, fuse și seduse. Fuse, da, seduse, da. Seduse, dar ce nu seduse este nu, altceva. Asociațiile de pensionari din România încearcă, doamnelor și domnilor, să scoată în stradă pe cei care acum au o pensie de mizerie și sunt nemulțumiți pe bună dreptate. Amănunt are colega mea, Alexandra Alexandrescu, bun găsit. Bun găsit, vedem că în continuare întârzie noua lege a pensiilor. Până acum executivul nu a prezentat public nicio măsură din această reformă. Vedem că toate informațiile vin în continuare doar pe surse și chiar și acestea sunt foarte sumare. Spre exemplu, până în momentul de față nu știm exact ce formulă de calcul vor alege guvernanții pentru noua lege a pensiilor din cele pe care le-am văzut ca variante până în momentul de față. De asemenea, nici nu știm exact cu ce procent vor crește pensiile de anul viitor. Așadar, este foarte dificil în momentul de față să facem calcule, spre exemplu. Între timp, pensionarii așteaptă, bineînțeles, această lege. Sunt foarte mulți care au pensii extrem de mici, sub 2000 de lei, și în acest context își propun chiar să iasă în stradă. Ne așteptăm ca la începutul lunii viitoare să vedem și proteste pe această temă. Da, avem doi reprezentanți ai asociațiilor de proprietari, două doamne, Silvia Petre de la Timiș. Bun găsit, doamna Petre. Pensionari. Bună ziua dumneavoastră și invitaților! Noi suntem asociații de pensionari, nu de proprietari, stimate domn. Deci, ca să înțelegeți că am spus proprietari. Iertați-mă de pensionari! Da, sărămâna! Da, da. Și Georgeta Zărvescu... Îmi pare bine că este și doamna Barcari, că tot timpul noi am susținut... Mai aveam de prezentat o doamnă, dar dacă mă lăsați bine, dacă nu ziceți dumneavoastră. Și doamna Zărvescu, Georgeta. Mergem la ei la cabinetele parlamentare. Nu mai mergeți, doamna Petre. Ziceți, doamna Petre. Când venim la București, la parlament, v-am spus de la început că este minciună. Sunt mincinoși și nu vor face o altă lege. Figurați! Deci vă dau scris că nu va apărea o altă lege. 127 este votată, este în monitor oficial, promulgată de președintele României. Deci ce nu pune în aplicare? N-au bani pentru pensionari. Așa cum spune domnul Coșa. Aseară domnul Băsescu a spus că toți pensionarii sunt vinovați că suntem în situația asta. Este adevărat. Deci noi pensionarii trebuie să ne facem dreptatea. Deci vreau să vă spun că nu se va face nicio lege nouă,
va da 13%, poate dacă va da 10 până în ianuarie, mai tot scade că vine Moș Crăciun și trebuie pachete și nu o să dă nici 10%, vă asigur. Eu aștept și acum de la înalta curte procesul. Deci eu cu Gănațu și Giurgiu am dat în judecată guvernul României. Deci nu pot să fac să nu se cunoască la CEDO și voi merge personal la CEDO să cunoască Parlamentul Europei ce se întâmplă în România cu pensionarii. Să-și bată joc de noi toată ziua. Nu va ieși stimate domn. Pun pariu că nu va scoate o altă lege. Nu sunt stare să mai facă o altă lege. Au făcut-o 127, de ce nu pune în aplicare? Au absolut tot decât să dea norme metodologice la casele de pensii. Cum vă imaginați la ora actuală un pensionar care a muncit în grupa 2 atâția ani să plătească din urmă din 2004 să plătească pentru grupa de muncă și nu mai primește taie și din pensie? Își dat joc de pensionarii României. Deci îi dau dreptate total domnului Băsescu că noi pensionarii suntem vinovați de situația creată, că nu știm să ne apărăm drepturile. Nu trebuie să mai stăm în stradă să-mi găsăm de frică. Trebuie să mergem la cabinetele lor parlamentare, să ne dea pensiile lor, că și așa au prea multe. Poate nici nu știu să numere atâția bani. Deci asta trebuie să gândească la ora actuală parlamentare. Să-și bat joc de pensionarii României. Așa ceva nu se poate. Pentru toate s-au dublat peste tot. Salariile s-au dublat la finanțe, s-au dublat la minister, s-au dublat peste tot. Pentru noi care am potrivit 40 de ani, nu putem să supraviețuim. Vedeți că arăta doamna Varcari cât e coșul zilei. Câți pensionari au pensia asta? Ce vor la ora actuală? Să fim cercetori la costuri? Trebuie să ne fie rușine că noi am muncit o viață de om și la ora actuală să-și bată joc de noi. Nu se poate așa ceva. Să nu putem supraviețui. Din facturile la energie, am plătit în luna martie la două camere 1700 de lei. Am factură, am arătat-o și pe post. Deci se poate la ora actuală, din ce putem supraviețui? Dacă ai un soț și bolnav și trebuie să-i cumperi medicamente și de toate, din ce poți să supraviețuiești? Muncești 45 de ani, la ora actuală pe ei nu interesează. Am spus tot timpul și v-am spus și dumneavoastră că nu se va face o lege nouă, pentru că nu sunt stare să o facă. Vă asigur că nu va ieși, că nu sunt stare. A făcut-o doamna Olguța Vasilescu, n-a fost voință politică și nu s-a pus în vigoare. De noi, de pensionari, știu să-și bate joc. E normal. Noi nu mai suntem sindicați, suntem asociații de proprietari, așa cum a spus dumneavoastră. Atât suntem pentru ei. Nu suntem altceva. Dar, doamna Petre, de vreo 3 minute caut o pauză de respirație ca să pot să intervin. Stați un pic așa, rămâneți cu noi, că mai e și doamna Zărvescu, da? De la Asociația Pensionarilor din Olt. Bună ziua, doamna Zărvescu! Bună ziua! Doamna Zărvescu, este adevărat? Vreți să ieșiți în stradă? Că tot ne spuneți de ceva timp că vreți să ieșiți, dar n-ați mai ieșit. Domnul Botin, da. Afirmațiile domnului premier de astăzi trebuie să dea de gândit la pensionari. Eu această zi o numesc Martea Neagră pentru pensionari. Vă rog eu mult, televiziunile, să puneți la televiziuni afirmațiile domnului premier de acum 3 săptămâni, când spunea că legea va intra în vigoare și se vor înlătura inechitățile și afirmațiile de astăzi. Afirmațiile de astăzi sunt umilință la adresa noastră a celor care am construit această țară, pensionarii din această țară. Dacă nu ne trezim acum, în acest an, până în noiembrie, să apară legea, ne merităm soarta. Este singura noastră șansă. Cum să spună domnul premier acum 3 săptămâni că va intra legea în vigoare și astăzi să spună că nu? Domnul premier chiar ne ia de proști, ne spune nouă că va trebui să facă simulări. Domnule premier, știm și noi ce înseamnă simulări. Acele simulări trebuia să le facă Ministerul Muncii de când a elaborat legea 127. Ne spuneți că vă duceți la Comisia Europeană. Ce treabă are Comisia Europeană cu simulările din România? Domnule premier, noi nu suntem proști. Știm ce înseamnă o lege și această lege se poate aplica, dar nu există voință politică. Și știți de ce, domnule premier? Pentru că ați văzut că a trecut luna octombrie și pensionarii măcar atâta obișnuiau în fiecare an să iese în stradă. Acum v-ați liniștit, e spre sfârșitul lunii, hai că-i fraierim și de data asta. Eu fac apel la pensionarii din această țară să ne mobilizăm masiv și să ieșim în stradă, nu
60 milioane, numai atunci îi vom forța pe politicieni să aplice legea. E inacceptabil așa ceva. În 2010 s-a prorogat legea 3 ani. Acum această lege o prorogă 4 ani. Păi de ce să fim atât de umiliți din moment ce pentru justiție să dau 16 miliarde să le dea plăți restante? Eu fac apel la pensionari, treziți-vă! Este singura noastră șansă în cei 34 de ani. Dacă acum nu trezim, vom fi umiliți în continuare și nu merită să vă mai plângeți că nu aveți din ce să trăiți. Numai dacă suntem uniți și vom ieși masiv în stradă, să vedeți că vor aplica legea. De ce pentru noi nu se poate și pentru celelalte categorii sociale se poate? De ce? Pentru că noi de fiecare dată am fost îngăduitori cu politicienii. De fiecare dată noi am fost cei care am suportat greu în această țară. Eu, cu asociația mea, acum sunt în București, când merg la Slatina, am să mobilizez și luăm autocare și venim la București, la Parlament, la domnii parlamentari, să aplice legea. Nu ne mai mint, ne mint de 4 ani de zile și acum spun că nu intră în vigoare. Nu se poate așa ceva. Trebuie să ne câștigăm drepturile prin unitate toți pensionarii din această țară. De acord, doamna Petre, ieșiți în stradă? Eu vin la Parlament, nu mă duc în stradă. Deci la unde mă duc la parlamentar, că am destul aici, și europarlamentar, și parlamentar, și de toate. De ce să stau în stradă să mă îmbolnăvesc? Este pandemie, nu? Nu are rost să stau în stradă. Nu, la parlamentar. Dacă ieșim în stradă, nu. Trebuie să ieșim în stradă, că dacă ne ducem la parlamentar, nici nu ne bagă în seamă. Nu, trebuie să ieșim în stradă sau să luăm autocare și să venim cu pensionarii din județe, în București, în fața Parlamentului. Numai așa îi determinăm să aplice legea. Eu voi veni cu autocar de la Slatina în fața Parlamentului, așa trebuie să facem din toată țara. Păi da, uite că, că doamna Petre nu vine, că nu iese în stradă. Dumneavoastră vreți în stradă doamna Zărvescu, doamna Petre zice că nu iese, că se duce peste parlamentari. Și deja v-ați disipat. Nu de poate și aștept să mă duc la Bruxelles, să cunoască și Bruxelles situația pensionarilor de România. Trebuie să cunoască toată Europa ce se întâmplă în Europa. Dar sunteți și voi uniți, doamnelor, sărămâinile, sunteți și voi unite, pe una stradă, una acolo, păi ce faceți? Asta merge bine așa. Slavă și Bucureștiul Botin de la balcon. Domnul Botin? Da. Prezent. Mâine am să vin la dumneavoastră în emisiune să vă prezint mai multe, să vedeți care este realitatea pensionarilor din această țară. Veniți, doamnă. O, te facem la tablă, da. Frumos, acolo, cu realitatea. Da. Doamna Petre, da, doamna Zărvescu, mulțumesc, mulțumesc, doamnelor, sărămâinile. Da, ziceți, domnul Ciucă, l-ați auzit acum. Băi, hai că îi rupem pe micuți, pe ăștia, pe politicieni, pe guvern, pe toți, îi rupem, ieșim, suntem 4 milioane de pensionari necăjiți, cu o pensie, vai de mama noastră, dar e pandemie, mă, ce vrei să răcesc? Mi-a plăcut foarte mult cum în deschidere spunea doamna că este vorba de un contract cu statul. Este de fapt, e un principiu de drept care spune că orice convenție reprezintă lege pentru părțile care participă la convenții. Iar pensia nu este nici un act de generozitate, nici de milă, nici un ajutor social, ci este un contract între pensionar și stat care spune așa, domnule, eu cât timp am putere să muncesc, dau niște bani dintr-un surplus eventual acolo la stat. Nu, dau niște bani din ce muncesc. Dintr-un surplus obținut de mine, prin munca mea la stat, cu gândul... Nu e surplus. Este din muncă. Pe care mi-a stat da, surplus. Da, e din muncă. Dar, nu e dar față ai de cât am privat. Nevoie să cheltui. Fac un efort și o parte sunt de acord să-mi ia statul. Lăsați-mă să termin. Eu vă corectez acum. Eu poate n-am mai avut niciun leu în casă, dar statul mi-a luat. Okay. Și eu m-am împrumutat. Are dreptate, doamna. Deci n-am avut parte din banii pe care obțin pe baza muncii, îi dau statului, eu are dreptate. La privat. Dacă am un surplus, pot să fac la celelalte piloane. Dar... dau din banii pe care îi obțin din muncă, cu greu, cu sacrificii, dau la stat, statul să fie un administrator al banilor mei, îi folosește cum vrea el, cu condiția ca la un moment dat, când iese eu la pensie, așa cum spune legea, să-mi dea niște bani încât eu să pot supraviețui atunci când nu voi mai munci. Nivel, sunt banii mei, proporțional. Sunt banii mei, i-am dat... ar trebui să aibă, să fie purtătoare și de anumite dobânzi. E adevărat, n-are decât statul să-și retragă banii pentru cheltuieli de administrare și restul să mi înapoieze. E un principiu general. Al doilea principiu general cu care sunt iarăși de acord este faptul că
Orice lege, apropo, la, mă refer acum la reformă, trebuie să fie și predictibilă și utilă. Sunt condiții fundamentale. Și trebuie să fie și aplicată, nu? Da, ca să fie utilă, așa, trebuie să fie și aplicată. Și aplicată și predictibilă, ce înseamnă? Dar 200 de ani a fost și cărmă. Numai noi suntem țara din Europa care avem două legi esențiale. Legea salarizării și legea pensiilor. Organice se numesc. Nu esențiale, vreau să spun. Fundamentale, poftim. Nu, da. Bun, care sunt în vigoare, dar nu au fost aplicate. Nu, dar apropo de ce se spunea puțin mai devreme, toate aceste simulări, toate aceste calcule trebuie făcute înainte, prezentate pe limba celui care va beneficia și după aceea inițiat un proiect normativ. Eu țin pariu cu doamna pariul cu doamnele Zărvescu și doamna Petre. Și din păcate o să am din nou dreptate. Se va întoarce de la Comisia Europeană legea asta pe care nu știe nimeni. Se va întoarce zăpăcificantă. Ascultați ce vă spune Laurențiu. Și de la 1 ianuarie 2024 nu se va întâmpla nimic. Ba mai mult decât atât, până la 1 ianuarie 2024 vor crește produsele, prețul produselor alimentare, al medicamentelor, al energiei electrice, a gazelor, de o să ne doară dinții pe toți. Și o să vă spun și de ce. Pentru că este pentru prima dată în istoria modernă a României că noi nu avem rectificare de buget, oameni buni. Și dacă nu avem rectificare de buget, toată lumea spune în momentul de față că cineva vrea să ne ascundă deficitul real. Asta înseamnă, ca să traducem pe românește, că suntem vai de mama noastră. Nu avem banii să trecem strada. Și în loc ca cineva să rupă pisica în două, o dă într-o mermeleală de asta, de mai vedem noi de unde facem rost de bani. Că și fondul de rezervă al guvernului, și o să vă explice imediat colega mea Ionela Arcanu, și ăla nu e sac fără fund. Problema e alta. Că dacă noi căutăm disperați bani și omorâm singura rezervă, capacitate în România care încă mai produce bani, și aici vorbesc de mediul privat, atunci, fraților, punem lacăt pe țara asta, totul e de vânzare pentru aia care au bani cu nenii lui, da. O să vă explic totul după publicitate. Rămâneți cu noi. Urmează amănunte și informații care vă vor afecta emoțional și la propriu și la figurat, dar mai ales la portofel. Oameni buni, este timpul într-adevăr pentru un protest și este un protest atât de justificat încât aproape că nu mai are nevoie de niciun fel de comentariu. Clubul de presă, doamnelor și domnilor, cere Guvernului României să intervină contra abuzurilor făcute de cele două canale YouTube și Facebook. De ce? Pentru că acestea au cenzurat la comandă canalul de YouTube al lui Ion Cristoiu, canalele de YouTube și Facebook ale Gold FM, canalul lui Luis Lazarus cu Zeus TV și continuă pe această cale. De ce, oameni buni? Pentru că, ce să vezi, jurnaliștii, respectând dreptul la opinie, și-au permis pe aceste canale să spună ceea ce gândesc. Și din păcate, ce să vezi, acțiunile voastre ne alimentează ura, jos cenzura. Colegul Bogdan Comaroni, membru în clubul de, în comitetul de conducere și de onoare al clubului de presă, este cu noi. Bun găsit, Bogdan! Bine v-am găsit! Într-adevăr, deci asistăm la un atac, de data asta e concertat și concentrat. Deci până acum mai erau suspendări pe YouTube-uri, pe Facebook-uri, în funcție de opiniile jurnaliștilor și mai ales și pe opinii particulare, private, adică nu numai pe conturile oficiale ale televiziunilor sau ziarelor, ci dacă jurnaliștii își exprimau pe contul privat o opinie care nu se înscria în linia generală așa agreată, li se suspendeau conturile și mai multe săptămâni, luni, ba chiar unii le-au avut chiar desființate în totalitate, au fost nevoiți să-și facă conturi noi. Problema ține că noi la clubul de presă am spus că, evident, în această chestiune, pe noi nu ne interesează părerea strictă pe care a avut-o Cristoiu sau ce a zis Lazaru sau ce a zis Bușe sau au zis alții pe la posturile de radio. Problema noastră este că
trebuie apărată libertatea cuvântului, libertatea de exprimare într-o țară care se pretinde democrată și în care își dorește alegeri libere și democratice. Nu se poate ca să nu ai acces la informație de orice tip ar fi. Adică atâta timp cât ea nu instigă la violență, la criminalitate, la alte chestiuni de acest tip, orice părere a oricui trebuie să fie admisă, iar opinia publică e cea care își alege și are discernământul dacă alege sau nu alege sau e de acord cu acel vorbitor. Chestiunea în sine este că gravitatea e și mai mare, pentru că în afară că au fost suspendate conturi, iată, al lui Ion Cristoiu, conturi, adică un jurnalist care poți să zici orice, dar a creat școli de presă, a făcut ziare, adică și-a avut principiile astea constante. Au fost membru prin ziarele respective în clubul de presă anterior, în tot ceea ce însemna și școala de jurnalism din România. Și de ce? Pentru că la un moment dat a avut o părere vis-a-vis de vizita lui Marcel Ciolacu în Israel. Nu mă interesează și nu ne interesează la clubul de presă mai mult ce părere a avut sau ce s-a întâmplat. El a spus că și asumă toată responsabilitatea că Marcel Ciolacu prin diverse canale l-a blocat și după aceea, mă rog, a apărut public cine se ocupă de YouTube și cine se ocupă de Facebook în România, din ce, pe ce filieră vin și vin pe aceeași filieră de a fac checking-ul ăsta global. Ba chiar s-a cerut imperios ca ziarele de să ajungă asemenea aberație ca ziariștii și uite voi, adică ziariștii în presă scrisă online și cei care sunt la televiziune cu o aberație să se informeze numai din surse oficiale, dacă tu ai auzit așa ceva vreodată ca, sau tu de atâția ani de când faci presă, să-ți spună că de acum încolo trebuie să te informezi numai din surse oficiale și să prezint numai acele surse oficiale. Noi am făcut mai multe, am cerut diverse întâlniri cu guvernul, cu Marcel Ciolacu, pentru ca clubul de presă să aibă pur și simplu o discuție cu o autoritate, pentru că noi reprezentăm o asociație de ziare de jurnaliști și e normal să vrei să discuți cu membrii executivului, pentru că ei într-un fel sunt primul garant, în prima fază, garant al libertății de exprimare și a libertății presei. Și am făcut această întâmpinare. Am vrut ca guvernul, într-un fel sau altul, pentru că cele două entități, și Google, YouTube și Facebook, aparținând Google și cealaltă lui Meta, au filiale în România, să facă un demers în care să sprijine libertatea presei și libertatea de exprimare atâta vreme cât ea nu depășește anumite granițe. Senzațional, Ciolacu acum câteva ore a dat un răspuns pentru că a fost întrebat de un jurnalist referitor la transporturilor, de asemenea Serviciul Român de Informații și Ministerul Educației. Hai să vedem rapid cele mai relevante cifre. Ministerul de Interne, 960 de milioane de lei către pensii și salarii, peste 40 de milioane de lei către achiziții. La Ministerul Sănătății au ajuns 200 de milioane de lei la spitale, 168 de milioane de lei către salarii. Mai departe să vedem și alte cifre care au plecat din fondul de rezervă către alte ministere. Ministerul de Externe, 85,2 milioane de lei pentru angajamente diplomatice, 500 de milioane de lei au mers către Ministerul Fondurilor Europene, iar la transporturi peste 80 de milioane de lei. Dacă adunăm aceste cifre cu cele care au fost alocate din fondul de rezervă în ultimele două luni, adică aproape 1,8 miliarde de lei, ajungem la peste 3 miliarde de lei bani care au mers din fondul de rezervă către diverse cheltuieli. Ce spun specialiștii că este o manevră prin care cei de la guvernare nu ne arată care este situația actuală cu deficitul bugetar. Mulțumesc, Ionela, ceea ce ne face să ne gândim la următorul aspect. Dacă pleacă bani din fondul de rezervă, dacă nu avem rectificare bugetară așa cum trebuia să facem, nu? La început de luna octombrie, este clar că suntem într-o situație
pe care cineva ne-o ascunde. Domnule senator Matei, de ce? Nu este vorba de a ascunde ceva, sub nicio formă. Premierul de altfel a și declarat că această rectificare bugetară se va face în momentul în care legea va fi promulgată de către președintele României cu privire la ordonanța ajustării mediu bugetar și așa mai departe, ce a fost declarată constituțională de curând de Curtea Constituțională. Deci din acest punct de vedere nu ascunde absolut nimeni absolut nimic, de altfel nici nu avea cum să ascunzi asemenea cifre. Și atunci cifre. De ce de bani din fondul de rezervă al guvernului? Dacă este vine o tragedie peste România, uite, nu mai avem bani pentru intervenție pentru că trebuie să plătim salarii la diverse ministere. Cum să plătești, băi, salarii din fondul de rezervă al guvernului? Eu n-am auzit asta în viața vieților mele, în 33 de ani de democrație, de capitalism. Banii de la fondul de rezervă al guvernului sunt destinați teoretic pentru acoperirea unor probleme stringente în cazul în care acestea apar. Pentru situații speciale. Că de-aia se cheamă fond de rezervă. Vă rog. Salariile suntem, sunt situații speciale. Dați-mi voie. Suntem într-o situație specială și am să vă explic și de ce. Pentru că guvernul României și-a asumat anumite angajamente și anumite reduceri de cheltuieli prin ordonanța asumată în Parlament, iar întârzierea survenită în urma contestației de către colegii noștri ne-a dus la acest blocaj și s-a apelat la fondul de rezervă al guvernului pentru a nu exista blocaje în plata salariilor, ceea ce mi se pare și normal, și mai mult de atât pentru a nu exista blocaje în continuarea investițiilor, pentru că colega dumneavoastră a prezentat foarte bine banii unde au mers din fondul de rezervă, iar aici avem doar situații de continuare a investițiilor Ministerul Infrastructurii, situații de ceea ce înseamnă plata serviciilor medicale Ministerul Sănătății și Rea Normal. Salarii? Vă rog, salariile întotdeauna, dacă vă uitați ca să acopere ordonanțele care le-au dat în vară. Vă rog. Dar care nu era nicio situație specială. Nu, eu văd lucrurile altcum și îmi cer scuze, domnul senator. Nicio problemă, sigur. Asta este o chestie care probabil că este doar din punct de vedere politic. Noi avem o țintă de deficit depășită foarte mult față de partenerii noștri, pe care tot guvernul și l-a asumat. Nu a ascuns nimeni, asta am cer. Sunt peste 47 de miliarde, spun unii, sunt chiar mai drastici, că ar fi mult mai mult, și atunci probabil au îmbinat acest lucru, această apariție acestei ordonanțe austerității, cu vezi, doamne, cu USR-ul care a făcut și care a tergiversat. Nu, nu mai sunt bani la buget, nu s-a făcut rectificare și atunci, pentru prima oară, cred și eu, de când știu eu de fondul ăsta de urgență al guvernului, s-a apelat la fondul de urgență pentru acoperirea unor cheltuieli care de obicei se făceau prin rectificarea de buget. Ăsta e adevărul. Deci nu, da, dar nu e, unde este clar, jur. Unde este neconcordanța? Domnul senator, iertați-mă. Noi ca familie, România este o familie, e bugetul unei familii, da? Da. Și noi că suntem o familie prevăzătoare, cu avem pe doamna Barcari acolo în familie, noi punem în fiecare lună, în fiecare zi, punem un ban deoparte, da? Bă, dacă doamne ferește, se îmbolnăvește unul dintre noi, nu știu, să sparge chiuveta, să strică frigiderul, Dumnezeule, ne plouă în casă, uite, avem niște bani la care apelăm să reparăm acoperișul, să cumpărăm aia, să chemăm instalatorul, etc., etc., da? Ok. În momentul în care noi, ca familie, nu ne mai putem cumpăra pâine, cartofi, plăti, nu știu, abonamentul la TV și trei medicamente din banii pe care trebuia să-i avem la portofel și intrăm în banii aia de la Saltea puși deoparte, este clar că în partea cealaltă trebuie săraci, vai de mama noastră, da? Sau suntem îndatorați, vai de mama noastră. Că ce altfel nu pot să-mi explic. Și dacă este așa, de ce nu vine unor guvernul și ne spune așa? Băi, mie mi-ar plăcea o chestie de asta. Vin și eu așa, ca prost. Da? Băi, să vină premierul de mână cu domn Boloș de la finanțe. Da? Să zic așa, băi, frate, uite că altceva. Băi, n-avem bani. Băi, n-avem. Și dacă nu avem bani, da, rugăminte în România. Așa cum ți-a fost bine până acum, că ai numai iahturi, numai vile și numai astea, trăiești bine, o sânză pe burta ta, da? Băi, hai să strângem cureaua un an, să ne revenim. Nu-i așa? Și să muncim 7 zile din 7. Fără sărbători legale, sărbători compuse și nu știu ce. Hai să muncim, că așa ponezii, doamnă, după al doilea război mondial. Unde au fost desființate industrii întregi care produceau, făceau plus produs? Nu mai avem. Nu mai avem o fabrică de ulei, o fabrică de zahăr. Ministrul care acum 2 săptămâni a dat un ordin de ministru
și a trecut pe lângă legea salarizării, făcând un favor celor din subordinea lui, ca să le plătească drepturile câștigate în instanță, drepturi pe care premierul acum vine și spune că le vor bloca, sacrificând iar oamenii cu salarii mici. Am distrus calea ferată cu o falsă privatizare care aducea bani la bugetul țării. Am distrus-o. Tot. Nu doar și nu dă nimeni explicații. Dispărută o flotă comercială, nu e de vină nimeni. Stați așa, stați. Am început emisiunea spunându-vă că în contextul frământărilor din Orientul Mijlociu, da, mare atenție, noi ar fi trebuit să avem o reacție și reacție rapidă, un buffer, pentru a ne pune la adăpost de anumite cheltuieli pe care sigur o să le avem. Și vă spun doar atât. Qatarul, care s-a băgat și el și a băgat nasul în toate frământările alea, este cel mai mare exportator de gaze lichefiate din lume. Da? Mare atenție! Ce mai avem? De la americani nu avem de unde să luăm gaze lichefiate, că noi nu avem terminal la Constanța. Ce-ar mai fi? Gazele rusești? Producția proprie nu știm cum, dar ce facem cu energia electrică? Habar n-am! Dar apelăm la specialist. Dumitru Chisăliță, expert în energie, este cu noi. Bună ziua, domnule Chisăliță. Bună ziua, bine v-am găsit. Vine frigul, că o să vină frigul, Dumnezeule, vine, da? Nu știm ce se va întâmpla, poate știți dumneavoastră, experții, cum vom trece iarna aceasta din punct de vedere al prețurilor la energie electrică și la gaze. Se știe ceva? Se știe, va merge mai departe cu plafonarea? Dacă da, de unde dăm banii înapoi? Cum vor fi prețurile la energie? Știm ceva? Știți ceva? Da, haideți să o luăm pe rând. În primul rând, la momentul de față, legea care există vorbește de o plafonare până în 31 martie 2025. Chiar dacă au existat discuții în ultima perioadă, nu există la momentul de față nicio intenție clară sau deosebită că se va schimba ceva și cred că nici nu e bine să se schimbe ceva. Suntem, așa cum a spus, în prag de iarnă. Mai repede sau mai târziu, frigul se va lăsa peste România și cred că orice abordare în acest moment nu este benefică. În al doilea rând, trebuie să spunem că la nivelul României, consumul atât de gaze cât și de energie electrică a scăzut în ultimii 2 ani de zile, ceea ce face ca în momentul de față cumva să stăm mai liniștiți, să stăm mai liniștiți din această perspectivă, că consumând mai puțin, avem în plus față de anul trecut și gazele din Marea Neagră, din zona de mică adâncime. Avem și un contract semnat cu Azerbaidjanul. Ținând seama de prognozele care sunt cel puțin în momentul de față pentru întreaga iarnă, aș spune că lucrurile ar trebui să fie unele confortabile pentru români, atât din punct de vedere al prețului, cât și din punct de vedere al cantităților. Deci, așa cum arată astăzi ipotezele pentru următoarea iarnă, nu ar trebui să existe probleme. Acum, în același timp, trebuie să vorbim de faptul că avem câteva sute de companii, cele care consumă mai mult de 50.000 de megawatt-oră pe an, care nu beneficiază de niciun ajutor din partea statului și ele cumva sunt tributare evoluției prețului. Exemplu, de la momentul în care a existat acest atac în zona Orientului Mijlociu până în momentul de față, prețul gazelor la nivelul bursei din Olanda, bursa reprezentativă pentru Europa, a crescut cu aproape 20%. Deci, cu siguranță, diverse momente de genul acesta vor determina fluctuații pe piața gazelor naturale, pe piața prețului gazelor naturale și unele companii, din păcate, vor avea de suferit. S-a deschis Azomureșul, de exemplu, compania Azomureș, care a fost închisă aproape un an de zile, de câteva săptămâni s-a deschis pe un trend pozitiv al prețului gazului natural, care este materia lor primă. Din păcate, companii de genul acesta, în situația în care prețul va crește din nou, se vor închide din nou, periclitând pe de o parte necesarul de îngrășământ chimic pentru agricultura românească, pe de altă parte locuri de muncă, taxe și diverse alte bunuri care ajung atât la bugetul local cât și la bugetul național.
Deci cumva știm că nu știm și dacă, Doamne ferește, va fluctua prețul la gaze, cu siguranță îl vom simți tot noi într-un fel sau altul. Dar spuneați așa, că există lege care plafonează teoretic această lege, dacă nu se schimbă într-un fel sau altul, dar uite, numai departe de ieri, o mega companie de furnizare a energiei electrice, ce să vezi? De fapt, nici nu măcar n-a ținut cont de această plafonare și ce a făcut? A eliberat zeci de mii de facturi la prețul la care a dorit această companie. Ce să vezi, amendă, 50 de milioane de lei, dar plătim jumătate din minim, dacă e caz, o mai contestăm și în instanță și uite, nu avem ce face. Noi cum ne-am putea pune la adăpost, domnule Chisăliță, dacă există vreo modalitate de a ne pune la adăpost? Că aici e întrebare. Din păcate, dacă vorbim de noi consumatorii casnici, lucrurile stau destul de prost în România, pentru că există puține instituții care au competență pe un contract în derulare. Autoritatea Națională de Reglementare, ANRE-ul, de exemplu, nu are competențe pentru un contract în derulare. Există anumite competențe care se găsesc la nivelul ANPC-ului, există anumite competențe care se găsesc la nivelul Consiliului Concurenței, dar foarte limitate în raport cu multiplele probleme care au fost identificate în ultimul timp în relația consumator-furnizor. Și atunci, din păcate, consumatorul este puternic deschis. În mod concret, dreptatea poți să-ți o obții doar în instanță. Instanța înseamnă timp, înseamnă bani, înseamnă un lucru foarte greoi pentru omul de rând. Și ceea ce nu avem și ar fi trebuit să avem, chiar dacă avem o lege în sensul acesta, este o entitate care se numește Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor, o entitate pe care statul ar trebui să o finanțeze, astfel încât orice problemă care apare la nivelul consumatorilor mărunți, să spunem, consumatori casnici, consumatori non-casnici mici, să poată să fie abordată în mod corespunzător de o astfel de entitate și să poată să lămurească anumite situații, de așa natură încât, într-adevăr, atunci când avem situații în care mulți consumatori, deci discutăm nu de o situație singulară, ci de o situație de grup, să poată să beneficieze tot în grup de sprijinul entității. Astăzi, de exemplu, pe cazul pe care dumneavoastră l-ați anunțat, în momentul în care el va fi contestat, adică nu va fi recunoscut, din păcate, singura soluție reală este ca fiecare din cei 44.000 de consumatori să dea individual în judecată companiilor, să, mă rog, să se asocieze între ei pentru a beneficia de o eventuală dreptate în raport cu legislația în vigoare. Mulțumesc, Dumitru Chisăliță, pentru amabilitate. O să ne mutăm exact în Orientul Mijlociu, oameni buni, iar în minutele următoare veți asculta o mărturie audio înfiorătoare, oameni buni. Este vorba despre un român medic de profesie blocat alături de soție și copii în fâșia Gaza pentru că s-a dus în vizită la rude. Începe, cum să vă spun, o sarabandă de știri și de informații care vă vor afecta emoțional. Zilnic noi murim. În fiecare moment noi murim. Vă rugăm disperat să ne scoateți de aici. Zilnic sunt lângă noi bombardamente, deci noi nu știm din moment în moment dacă mai trăim. La 10 metri a fost o casă bombardată azi lângă noi, la 10 metri. Deci suntem îngroziți psihic, suntem distruși. Nu știu ce să vă zic. Deci este un apel, disperat, un apel umanitar disperat să ne evacuați din Gaza. Vă rugăm foarte frumos. Pe noi nu ne interesează politica. Pe noi ne interesează să trăim. Nu mă interesează cine bate pe cine a bombardat, cine a tras în cine. Noi suntem oameni al medicinei, noi suntem oameni care vrem să trăim. Ministerul Afacerilor Externe, vă rog domnul președinte României, domnul Iohannis, vă rog domnul prim-ministru, vă rog domnul ministru de externe, vă rog din tot suflet, vedeți ce puteți face cu noi. Suntem oamenii voștri. Nu contează ce culoare avem, ce naț avem, deci suntem români. O, da, dar suntem blocați și nu are nimeni ce să ne facă. Bogdan Chiriac, analist politic. Bun găsit, Bogdan. Bun găsit, mulțumesc pentru invitație. Bogdan, ai auzit apelul disperat al românilor, cetățeni români, blocați în fâșia Gaza. Ajutați-ne, noi nu avem treabă cu războiul. Scoateți-ne de aici. Cine să-i scoată? Iar nu are cine să-i scoată. E dramatic. Se face pielea de găină. Ce poți să faci? Hamas, pe de-o parte, nu e de acord cu coridoarele umanitare puse de ONU. Coridoarele umanitare, ele ar fi putut circula și resurse, mă rog,
medicamente, apă, mâncare, s-ar fi putut evacua măcar cetățenii străini din Gaza. Hamas nu dorește lucrul acesta. Omul spune, n-avem treabă cu politica, avem treabă cu medicina. Dar cum să facem? Adevărul că sunt foarte mulți cetățeni palestinieni care sunt prizonieri Hamas în Gaza. Ăsta este adevărul. Israelul nu o să le dea drumul, fiindcă nu știu cine e Hamas și cine nu este. Egiptul nu dorește să deschidă granița, după cum am văzut, fiindcă se teme că Hamas și-a putea da mâna cu frații musulmani în Egipt și regimul președintele al-Sisi ar avea probabil multă furcă, foarte multă furcă. Mare că Egiptul s-a inflamat puternic. A fost mii și mii de morți în 2011, după primăvara arabă. Așa? Când frații musulmani au ajuns la putere pentru o perioadă de timp. Deci, pur și simplu, în afară de ONU, în afară de negocierile care se poartă în primul rând de către Statele Unite, ai nevoie de forță cu Egiptul, practic nu ai cum să-i ajuți pe acești oameni. Bun, Bogdan, n-ai cum să-i ajuți și în momentul de față, că cumva legat de asta aș vrea să vorbim un pic despre ofensiva atât de așteptată de izraelieni. Mă auzi? Așa. Da? Israelul se află acum cumva cu spatele la perete, în sensul în care populația evreiască dorește terminarea acestui conflict și ieri mi-a declarat un jurnalist din Israel că vrea ștergerea de pe fața pământului, tot ce înseamnă Hamas și că poporul evreu nu mai are răbdare și în același timp opinia publică mondială îndeamnă la ce? Îndeamnă la temperare, de fapt recomandă Israelului să nu intre în fâșia Gaza până când problema umanitară de acolo, problema ostaticilor nu este rezolvată. Cine câștigă din situația asta în care este pus Israelul acum, pe de o parte forțat de proprii cetățeni să termine odată cu conflictul ăsta printr-o intervenție armată care ar putea duce la victime colaterale și opinia publică mondială, mă refer la statele puternice, care recomandă prudență, stai să vedem că poate mai dau ea drumul la vreo doi ostatici. Cine câștigă din toată această amânare? Hamas. În același timp, Israelul e în situația în care pierde oricum. Dacă intră, numărul victimelor colaterale va fi colosal, plus că nu deosebești Hamasul de cetățeanul palestinian civil, nevinovat, n-ai cum să-l deosebești. Arată la fel, e împăcat la fel, Hamas nu are un uniform. Așa? Dacă nu intră, opinia publică israeliană este extrem de inflamată. Ca urmare, probabil că Israel va ataca Hezbollah în Liban, probabil că Libanul se va inflama, va reîncepe războiul civil și deja toată lumea se întreabă acum dacă va începe războiul cu Iranul și cine va duce acest război. Dacă începe războiul cu Iranul, va fi un conflict mult mai dificil decât au fost precedentele cu Irak și Afganistan. Dacă Iranul e în spate la tot valul ăsta de teroare din Orientul Mijlociu. Și în spatele Hamas, și în spatele Hezbollah, și câte alte mișcări. Ei controlează lucrurile și în Liban, le controlează și în Siria. Și are în lumea islamică o influență copleșitoare. Deci foarte complicat. O țară mare, peste 80 de milioane de locuitori, cu resurse de petrol, acum au și Rusia și China în spate. E complicat și am înțeles că au și arme chimice și atomice și așa mai departe. Mulțumesc, Bogdan Chiriacă, pentru disponibilitate. Mulțumesc mult și o să mergem la colegul meu, Andrei Rotaru, pentru că vorbim de o ofensivă așteptată, cum vă spuneam, de poporul evreu în fâșia Gaza. Numai că fâșia Gaza nu este un teren de luptă, un teren viran, ci este o entitate în care sunt zeci și sute mii de clădiri întortocheate cu subsoluri, dar și cu niște tuneluri în care, ce să vezi, teroriștii Hamas cu scut de la populația, sau luând populația civilă drept scut, se pot ascunde și da, pe bună dreptate, cum Dumnezeu îi deosebește. Andrei Rotaru ne vorbește despre aceste tuneluri. Bun găsit, Andrei!
Bună ziua, Laurențiu, bun găsit tuturor. Vorbim așadar despre o misiune extrem de dificilă pentru militarii israelieni. Vorbim despre o rețea de tuneluri subterane care se întinde pe aproximativ 500 de kilometri și asta doar din datele pe care Israelul a reușit până acum să le strângă despre această rețea de tuneluri supranumită și metroul din fâșia Gaza. Vedem în aceste momente pe această hartă cam cât de extinsă este această rețea, dar are câteva particularități acest sistem de tuneluri care, iată, transformă tot acest sistem într-un coșmar atât pentru luptătorii din Israel, cât și pentru civilii care până la urmă ajung să fie blocați acolo. Vedeam puțin mai devreme imagini publicate în urmă cu foarte scurt timp de către forțele de apărare ale Israelului. Vedeam imagini din interiorul acestor tuneluri și aș vrea să le revedem pentru că ne permit să înțelegem cam cum ar putea arăta o luptă în această rețea vastă de tuneluri, pentru că vorbim de spații extrem de înguste, spații extrem de mici, vorbim de asemenea despre o rețea absolut imensă pentru care în momentul de față armata Israelului nu are o hartă. Iată în aceste momente în imagini cam cum arată un soldat într-un astfel de tunel, așadar o confruntare între un militant al Hamas și un soldat israelian nu poate avea loc decât unul la unul și vă puteți imagina cam cât de dificil este cam cât de dificilă de dus este o astfel de luptă în situația în care ajungi acolo ca soldat israelian și nu ai până la urmă o hartă. Povesteau cei care au coborât în aceste tuneluri, luptătorii Israelului care în urmă cu ani de zile au coborât în aceste tuneluri în timpul unor operațiuni mult mai mici, că dezorientarea este cel mai mare inamic și asta pentru că în acele momente spuneau luptătorii Israelului, pur și simplu nu mai ai repere, nu știi dacă este noapte sau zi, nu știi în ce direcție mergi. Spunea chiar un soldat israelian că este ca și cum ai fi sub apă. Și în tot acest timp, militarii israelieni mai au câteva scopuri la care trebuie să fie extrem de atenți. În primul și în primul rând, să extragă viu și nevătămat orice civil ar găsi în aceste spații subterane. Totodată, trebuie să fie extrem de atenți la potențialele amenințări. Nu este clar dacă în aceste tuneluri există sau nu, spre exemplu, capcane. Ce se știe însă este că acolo există depozite de armament, așadar o ambuscadă este extrem de ușor de organizat, dacă stăm să ne gândim până la urmă că militanții Hamas sunt cei care cunosc cel mai bine exact care este harta acestor tuneluri, știu exact încotro se îndreaptă ele și mai mult decât atât, la fel de important de luat în calcul, este și posibilitatea luptătorilor Hamas, a celor supranumiți teroriștii Hamas, să organizeze, ei bine, ambuscade chiar și atunci când este vorba despre unul sau doi soldați israelieni care, iată, ajung în fața lor. Așadar, această operațiune, Săbii de Fier, așa cum a fost ea numită, se anunță extrem de dificilă și, de altfel, aceste tuneluri reprezintă principala țintă a Israelului în aceste momente, pentru că se crede că ele au jucat un rol cheie în atacul de pe data de 7 octombrie. Laurențiu. Mulțumesc, Andrei! Dar, atenție! Armata Statelor Unite, de fapt Marina, a trimis în Israel pentru instructaj, atenție, în eventualitatea unei ofensive terestre, un general și mai mulți ofițeri specializați. Și cumva, ascultându-l pe Andrei, mi-am adus aminte de imaginile pe care le-am văzut în momentul în care a fost războiul din Vietnam. Și dacă mai țineți minte, cum se ascundeau cei din Vietcong, da? În tot felul de tuneluri de astea săpate ad hoc, lucru care le-a dat de furcă rău de tot trupelor americane, care până la urmă, haideți să o spunem de-a dreptul, că au pierdut războiul din Vietnam. Colegul meu, Claudiu Giurgea, știe ce vor americanii să învețe pe soldații israeleni. Bun găsit, Claudiu! Bine v-am găsit! Încercăm să înțelegem de ce întârzie atât de trâmbițata, atât de mult anunțata ofensiva Israelului în fâșia Gaza. În momentul acesta, deși președintele american Joe Biden și-a dat ok-ul, și-a dat acceptul pentru ca trupele lui Benjamin Netanyahu să intre în fâșia ocupată de criminalii din Hamas, americanii au însă o mare îngrijorare. Îngrijorarea lor este că lipsește un plan concret, un plan care să facă în așa fel încât numărul civililor ce ar putea suferi în urma unei astfel de operațiuni să
fie diminuat, să fie cât mai mic posibil. De asemenea, problema americanilor este că principalii lideri, liderii Hamas în această discuție nu sunt acolo. Atenție, foarte important, liderii Hamas sunt în țări ce îi protejează, precum Iran, Qatar sau Arabia Saudită. De altfel, liderul numărul 1 al Hamas stă bine mersi în Qatar, în timp ce oamenii lui mor în fâșia Gaza, la granița cu Israelul. Practic, aici este marea temere a americanilor, faptul că va exista un război de uzură, faptul că în urma acestui război, de fapt, nu principalele ținte își vor pierde viața, ci oameni simpli, oameni care nu au nimic în comun cu acest război. Asta înseamnă victime în rândul civililor în mod constant și un val crescut de nemulțumire în lume. De asta se tem americanii. Joe Biden spune așa: ostaticii trebuie eliberați, apoi putem discuta despre această invazie în fâșia Gaza. Se tem foarte tare americanii și de posibilitatea unui război de uzură, unui război care va dura foarte multă vreme, așa cum vedem că se întâmplă și aici lângă noi, în Ucraina. Mulțumesc, Claudiu. Și în același timp, Hamasul lucrează la nivel mediatic, doamnelor și domnilor, când și când eliberează, sub pretextul umanității, eliberează ceva ostatici, da? Câte doi, așa, și în general femei. Ei bine, astăzi o doamnă de 85 de ani care a fost recent eliberată de Hamas a povestit prin ceea ce a trecut. I've been through hell. We never thought we'll reach such a state. It was extremely painful. They brought us to the entrance. When I laid on the motorcycle, I was on the side. And on the way, they beat me. They didn't break my limbs, but it was extremely painful for me. We started walking through the tunnels with a wet ground with extreme humidity. We reached a big hall where some 25 kidnapped were concentrated. After 2 or 3 hours, they separated. Și am văzut astăzi o mărturie a unei doamne care și-a văzut, fiul a fost la festivalul de muzică, s-au ascuns într-un beci, ăștia Hamas au dat cu grenade și au intrat și au spus: care nu ești mor, ridică-te. Iar femeii au spus, cei care s-au prefăcut că sunt morți, că fiul ei avea brațul spulberat, s-a ridicat și s-a legat cu cămașa ca să-și oprească sângerarea și femeia nu știa nimic despre fiul ei. Am văzut astea pe CNN și pur și simplu m-am gândit, și poate vă gândiți și voi, cum ar fi ca acum în studio să intre cineva și să ne... Deci nu știu ce să mai înțeleg. Cum trebuie să privim lucrurile astea? Ați auzit, domnul senator, ați auzit mărturia cetățenilor români, scoateți-le de aici. Sunt peste 230, 238 de ani la un moment dat. Ce să faci cu ei? E situație extrem de complicată. E foarte greu și din partea autorităților române să poată să reacționeze prompt în astfel de zone de conflict. Da, noi avem relații cu... Domnule, totuși avem niște relații cu Palestina, chiar și cu Hamasul. Păi nu, dar Hamasul a fost antrenat de SPP, doamnă. A fost recunoscut oficial acest lucru. Hamas, la ora actuală, se folosește de oameni ca și scut pentru a nu putea... Ei s-au antrenat, dar asta înseamnă că sunt prietenii noștri. Nu. Ei sunt teroriști. Ei pentru asta sau și asta ei nu sunt prietenii nimănui. Da, categoric. Ei nu sunt prietenii războiul nimănui. E făcut din minciună, jaf și crimă. Ei nu au niciun fel de scrupule în a omorâ oameni, în a-i prezenta cum îi schingiuiesc, cum îi omoară. Bun, atunci vin cu o întrebare. Opinia publică mondială, și vorbesc de Statele Unite, și asta spun prudență, sunt niște ostatici, este foarte greu dacă Israelul intră politic în forță, da? Poporul evreu zice: îi stârpim, nu contează victimele colaterale. Ce alegem? Păi ce, și rușii fac la fel. Nu, dar ce alegem noi? Noi ăștia care vrem pace, vrem să nu moară nimeni. Ce alegem? Băi, gândește-te că ești mărturia femeii, ați auzit? Ești într-un stat care poate fi distrus de niște nebuni. Dacă mă întreb pe mine, dar eu nu pot să uit un lucru și îmi pare rău.
în momentul în care s-a putut să fie extrași românii noștri, dacă mi-aduc bine aminte, s-au perceput niște sume enorme la acel moment, da, până în 500 de euro. Da. Iar la o săptămână, că am fost rugați, citesc dintr-un clasic în viață, am fost rugați de Uniunea Europeană, aceeași România, mi-au adus ucrainenii. Păi unde mai e dreptatea? Nu e chiar în totalitate adevărat. Imediat după publicitate o să vorbim despre ce? Cocaină și cannabis, unde? Chiar în pușcărie. Rețea. Bun, cine e rețea? Fiul lui Sile Cămătaru. Dar cu cine sau cu ajutorul cui bagă alea în pușcărie? Încercăm să aflăm. Și celebrul șef Foa, cred că așa îl cheamă, Foa, Foa, așa, a fost prins drogat, frate, la volan. Bă, e plină șoseaua de drogați. Dar povestim după publicitate. Am revenit în 100%, doamnelor și domnilor. Mascați au descins la fiul lui Sile Cămătaru. Albert Balint, pe numele său, este acuzat de procurorii DIICOT că făcea trafic de droguri chiar la penitenciarul din Jilava. Cocaină, heroină și cannabis sunt principalele substanțe consumate de mai mulți membri ai grupării sale. Exact în închisoare, mascați au descins la 12 locuințe. Percheziții au fost și la traficanții care aduceau drogurile, iar unii dintre aceștia făceau parte dintr-o rețea de proxenetism la nivel european. Cluburile mafiote sau clanurile mafiote operau în România, dar și în alte 8 țări occidentale. Fiul lui Sile Cămătaru a fost dus la audieri, iar o parte din suspecții care sunt în închisoare sunt clar dependenți de heroină și cocaină. Da, ceea ce vedem acum sunt imagini de la perchezițiile care s-au făcut în cele 12 locuințe și de fapt nu e secretul nimănui căci în închisorile din România cocaina, heroina și cannabisul sunt la ordinea zilei și intră acolo, ce să vezi? Oare cu complicitatea cuiva? Habar n-am. Dar aș vrea să vă anunț că din ce în ce mai mulți influenceri și vedete lui pește prăjit sunt depistate în trafic cu ce? Vedetele astea? Cu consum de droguri, oameni buni. Celebrul șef Foa a fost depistat de către polițiști chiar ieri sub influența drogurilor, oameni buni. Priviți! Se pare că celebrul bucătar ar fi confundat făina cu cocaina, căci pe lângă marihuana a ieșit pozitiv și la acest drog deosebit de periculos. Da, nu, să fie exact ca el. Asta e. Și ia de aici. Așa. Și prezintă-i lui Iisus. Florin Nescripca s-a ales acum cu dosar penal pentru trafic și consum de droguri, dar și pentru conducerea vehiculelor sub influența substanțelor interzise. Nelipsit de la evenimentele exclusiviste ale vedetelor, se pare că lui Foa nu i-a fost frică de controlele poliției. Sunt gata cartofii. Hai să-i scoatem de la cuptor. Cartofii prăjiți la Foa. Uite, așa arată cartofii prăjiți la Foa. Șef Foa a devenit foarte cunoscut în urma participării ca jurat la unul din cele mai importante show-uri culinare din România, care s-a difuzat în anul 2021. Da, nu e așa? Un alt model de urmat de către întreg tineretul patriei, șef Foa, pe numele lui adevărat Scripcă, am închis paranteza, prins din nou, adică prins drogat la volan. Și aia, contesa smântână, aia, contesa digitală, Morodanca, un an cu suspendare și zeci și zeci de alți drogați. Dar în România nu sunt droguri, bă, la orice colț de stradă. Băi, de cum să fie droguri la orice colț de stradă? Doamne, ferește! Dar le-am dat o lovitură traficanților de droguri, i-am zăpăcit, mă, acum să găsesc droguri și dincolo de colțurile de stradă și pe strada în sine și în fața liceilor și în fața școlilor generale. Toți ăștia mici se droghează de zor sau sunt făcuți dependenți de niște săgeți. Că li se pune în apă sau în prăjiturele, li se pune drog și după aceea intră în sevraj și vine ăla cu soluția salvatoare. Băi, dar voi chiar nu vă dați seama că ați pierdut războiul ăsta cu drogurile și că trebuie să faceți ceva? Ați anunțat cu sârle și trâmbițe că faceți o agenție în CSAT cu antidrog, că îi rupem, că le dăm bani. I-am rupt, i-am julit. Nu? Ce s-a întâmplat? Nimic!
Să ferească Dumnezeu. Dragi invitați, eu vă mulțumesc. Dar ați văzut-o pe Anca aici și trebuie să-i mulțumesc și ei. Că am cu cine să vorbesc acum, înainte de culisele statului paralel. Bună, Anca! Bună seara, Laurențiu! Sper că domnul acesta pe care l-ai prezentat mai devreme și care a fost promovat de o televiziune mare, mare de tot, care face mega audiență, cum a fost promovată și doamna Morodan despre care vorbeai, n-a pus în rețeta pentru o rețea de fast food din România și ingredientul acesta. Da, da, ai dreptate că făcea niște salate. Așa. Așa, și sper că nu în rețetă nu erau da, și praful respectiv. Dar știi cum e? Știi, uite, așa, nu mă, pentru el. Era scump, adică n-ai cum să pui de-ala așa, din poanie așa, că e, da. E scump. Laurențiu, e un meniu în seara asta. Așa. Îl am pe... Hai, că e o singură variantă. Victoraș. Hai. Sorinele! Pe Victoraș l-am avut data trecută, da. Astăzi seara e grindeanul la rând. Dar știi de ce am zis de Victoraș? Mm. Știi care a venit el așa și a, luat, a dat-o iar în lambada. Ieri m-am ocupat de Victoraș. Păi da, da, a dat-o iar în macarena azi. Am văzut, dar i-a răspuns Marcel, i-a zis, Victor, la loc comandă, dacă nu te potolești... Rau, nu mai rămâi nici cu afacerile. Auzi, dar cu deci, Sorinel, ce ai cu Sorinel? Cu Sorinel? Ce ți-a făcut? Ți-a cășunat deci, pe frumos de tot. Am exclusiv raportul despre podul de la Brăila, care arată că toți cei care au fost din 2018 până astăzi la concerea Ministerului Transportului trebuie să se ducă la pușcărie. Direct. Spun public că rapoartele sunt oficiale și am să le pun la dispoziția DNA-ului chiar eu. Eu am să le dau direct să se apuce să cerceteze, pentru că aceste rapoarte arată că pe lângă faptul că s-au plătit în plus niște zeci de milioane de euro, ele s-au plătit deși se vedea foarte clar că erau infiltrați încă din 2018 la coloanele de ancorare, despre care ați văzut zilele trecute, a apărut public această informație. Nu au fost remediate, deși au fost sesizate, deși a fost modificat de mai multe ori proiectul tehnic fără să aibă acordul celor care verifică din partea beneficiarului. Mai mult de atât, oamenii aceștia au închis ochii asupra faptului că modificările s-au făcut așa, din pix, la proiect, atenție, la proiectul podului de la Brăila. Au făcut ei niște măsurători din ochi. Este halucinant ce o să vedeți în seara asta. Am rapoartele în exclusivitate și am să vi le arăt. Dar Sorinel ce zice? Tot cu, nu știu, l-am întrebat, dar nu ne răspunde, că știi că emisiunea asta e serioasă, dar s-ar putea să răspundă la DNA de data asta, direct. Pentru că așa cum ți-am spus, am să le dau, dar tot astăzi am să vorbesc și despre Tarom, Laurențiu, pentru că din păcate Taromul a pierdut și cursa către Londra, au tăiat-o și pe asta de pe listă, este într-o situație îngrozitoare, abia mai răsuflă, deși ați văzut foarte clar că atunci când a fost nevoie să fie aduși cetățenii români acasă, au apelat tot la Tarom. Din păcate, de 2 ani de zile... Ai auzit-o pe aia? Că în mod normal, un bilet dus până la Tel Aviv era 250 de euro. Da? Ca să-i aducă pe români, era 350 văzut, dar, de euro deodată. Dar și din s-a păcate, dat și la managementul negru... de, din păcate, managementul care este, iată, sunt în subordina domnului Grindeanu deja de 2 ani de zile, este foarte prost. Deci a mers din prost în mai prost. Foarte slabe șanse să mai aibă România. Pentru Tarom? Sau un euro? Nu trebuia să dau eu un leu sau un euro pentru eu Tarom? Eu aș da. Aș da și astăzi, și mâine, și oricând aș da pentru Tarom, pentru că așa e normal să avem în continuare companie de adică stat. O țară să tot aibă astăzi, o companie de stat. Tot astăzi o să vă arăt și cine sunt generalii din spatele lui George Simion și ce scrisoare au pregătit ei pentru mâine de ziua armatei. În exclusivitate, unul dintre ei va fi în direct la culisele statului paralel. Și tot astăzi, Laurențiu, am să arăt discursul lui Obama de acum 10 ani despre Palestina în fața izraelienilor. Cum Obama a apărat Palestina și cetățenii palestinieni, și așa vom înțelege și de ce a dat banii la sacoșă, cei 400 de milioane de dolari în Iran. Vă aduceți aminte, am prezentat în urmă cu 2 săptămâni, astăzi o să vedeți discursul lui Obama, dar o să vedeți și imagini exclusive de la BBC care arată cum sunt în interior acele tuneluri despre care se vorbește de foarte mulți ani. Ele n-au apărut acum. Izraelienii știau și știa toată lumea despre lucrurile astea. Bine. Aștept de la ora 18 fix. Nu chiar fix, la fără 2 minute. Fără hai 2 minute. Să fim acolo. Băi, clar, aici la noi e ca la trenul japonez, nu ca la Tarom. Mulțumesc invitațiilor pentru prezență. Mâine la 4 fără 2 minute, clar, vă vedeți cu mine în 100%. Pa, pa!